Bine v-am găsit, dragii mei! Înainte de a vă prezenta dish-ul de astăzi, vreau să mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, să vă mulțumesc celor care îmi dați mesaje atât de frumoase și mă faceți ca să continui acest proiect. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de următoarele ingrediente. Un dovleac, 300 de grame de zahăr brun, 1 kg de vin de casă roșu și ca și ingrediente, ca și arome, avem nevoie de un baton de scorțișoară, o lămâie și o crenguță de mentă. Este o rețetă foarte, foarte simplă și ușor de făcut. Și va fi un deliciu foarte gustos. Când eram copii, se improviza foarte, foarte multe. Astăzi voi face dovleac în sos de vin. Voi pune întâi vinul la fiert. De ce punem vinul întâi fără zahăr? Ca să scoatem alcoolul din el. Vă voi arăta cum scot alcoolul. Între timp cât fierbe vinul, voi curăța și tăia cu bulețe dovleacul. Este foarte ușor de făcut și încercați și voi. Veți avea un deliciu de desert. Voi opri ca să nu fac zgomot video. Așadar, vinul a început să fiarbă. Voi scoate alcoolul din el. Deci când clocotește, trebuie să aprindeți o flacără ca tot alcoolul să iasă. Este foarte simplu. Acum adăugăm zahărul și mestecăm până se va face un sirop. Este vin de casă, de aia a făcut spumă. Lăsăm să fiarbă la foc moderat. Topim zahărul, mestecăm flux în continuu. Între timp eu am făcut cu bulețe dovleacul. După cum știți, înainte, pe timpuri, nu existau medicamente foarte multe și atunci bătrânii noștri, când era un copil răcit sau cineva, un membru al familiei răcit, ferbea vin, scotea alcoolul din vin sau țuică. Când clocotește, acel abur este alcool. Dacă aprindem un chibrit sau o brichetă, el va arde. Va arde tot alcoolul din și atunci este un remediu foarte bun pentru răceală. După cum vedeți, s-a topit zahărul. Acum voi adăuga dovleacul. Se face în circa 15 minute, foarte repede și este foarte, foarte delicios. Mă
descurc mai greu, cu mâinile am o problemă la o mână și atunci... Vă mai lăsa să fiarbă circa 10 minute. Adăugăm și batonul de scorțișoară și lămâia. Și lăsăm să fiarbă pentru 10 minute, 12 minute. Va fi un desert senzațional. Foarte, foarte gustos. Dovleacul este un aliment foarte hrănitor și se poate face foarte multe produse de patiserie și chiar de bucătărie. Creme de dovleac, supă de dovleac, dovleac copt la cuptor ca și garnitură și multe, multe altele. Fiind sezonul, o să încep să fac videoclipuri să vă arăt cât mai multe rețete de dovleac. Dragii mei, așa arată după 20 de minute dovleacul meu în sirop de vin. Vă voi arăta cum arată și în foarfrie. Dacă tot ați rămas să urmăriți până la final videoclipul ăsta, vă mulțumesc din suflet și aș dori celor care vă uitați și nu v-ați abonat să vă abonați la canalul meu. Voi veni cu puțin sirop de căpșuni pentru încă o aromă. Este un deliciu. Așa arată. Încercați și voi și vă veți bucura papilele gustative foarte, foarte mult. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi binecuvântată, ne auzim la un nou videoclip.